Casa Regală a Marii Britanii a făcut marele anunț, cum îl va chema pe cel de-al treilea copil al ducilor de Cambridge. Alegere interesantă a cuplului. Louis Arthur Charles este numele celui de-al treilea copil al ducilor de Cambridge, a anunțat vineri Palatul Kensington. Ducele sublinierei Ducesa de Cambridge sunt încântați să anunce ce le-au numit pe cel de-al treilea copil Louis Arthur Charles, este anuncul Palatului Kensington. Copilul va avea titlul de alte casa regal prințul Louis de Cambridge, anunț. Nouăscutul este al cincilea în ordinea succesiunii la tron, după bunicului, prințul Charles, tatăl lui, prințul William, sublinierei fracii lui mai mari, prințul George, sublinierei princesa Charlotte. Potrivit BBC, cel de-al treilea copil al unui cuplu regal ajunge foarte rar să ocupe tronul, sublinierei încă nu s-a întâmplat acest lucru în casa Windsor. Însă, cel de-al treilea copil al regelui George al treilea, sublinierei al reginei Charlotte, William al patrulea, din casa de Hanovra, a devenit rege, domnind între anii 1830-1837. Acesta a devenit rege la vârsta de 64 de ani, când fratele lui mai mare, George al IV-lea, a murit fără să aibă un mo subliniere tenitor. El a devenit mo subliniere tenitorul tronului la vârsta de 62 de ani, după ce celălalt frate mai mare al său, Frederic, duce de York, a murit.